Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou replay pe World of Tank. În episodul de astăzi am jucat pe T-57 Heavy. Ca și hartă am avut Oyster Bay. Am avut un match standard. Iar ca și muniție, eu am folosit aici muniție premium. Haideți să facem un pic o scurtă introducere a tankului T-57 Heavy, el fiind un tank suport. Ca și muniție folosește PAP, avem un pen de 258 și un damage de 400. Ca și muniție gold, folosind un gold hat cu pen de 340 și un damage de 400. Ca și muniție HEP are un pen de 60 de mm și un damage de 515. Un top speed aici între 30 și 40 de km la oră. Reload standard, vorbim de reload-ul standard fără nimic pe tank sau în mare parte cu puține modificări, este de 23,97 de secunde, având casetă de 4 proiectile. Reload-ul între shot este de 2 secunde, deci cadența de 2 secunde între proiectile. Ca și armură, are armură frontală un 228 de mm, pe turelă 152 și un view range de 400 de metri. Am ales să joc aici în zona heavy-lor, ca și punct de reper e undeva un G6, G7. Am încercat aici să nu fac prea mult push, să stau un pic mai defense și să folosesc tankul exact pe domeniul pe care el iese creat, adică ca și tank suport. Nu m-am dus acolo în prima linie și nu m-am dus chiar la bătaie, dar am încercat să dau un suport echipei și să încerc să ajut echipa din spatele heavy-lor, cum ar fi. Aici m-am bătut cu 430U, am încercat să trag acolo să-l lovesc un pic, doar să vedea partea vulnerabilă a lui. Din zona laterală și din 4 proiectile a intrat un singur proiectil. Am încărcat din nou și mai arunc aici o bogeană după 430, nu-l văd acolo, este încă după pietre. Și ies un pic aici, văzând că înaintează BZ-ul și cu ST2-ul. Aici am luat un shot norocos de la BZ în care mi-a dat șenilă. Știind că e descărcat, am profitat de moment și l-am scos fără nicio problemă. Din nou mă retrag și reîncarc, cu scopul să mă duc peste ST2. ST2 e un tank destul de bine armurat și cu suport acolo din spate. Nu știam exact ce mai are pe spate ST2, așa că mi-era un pic un pic teamă să ies și în același timp urmăream când a tras ST2. Aici mi-a dat din nou șenilă. Încă o șenilă și a tras în momentul de față amândouă shoturile. Am profitat iarăși de motivul ăsta. Foarte interesant să urmărești când trage tankul inamic, ca să știi cât și cum să mai stai acolo. Din nou îmi dă bounce. Și în felul ăsta deja aveam 3400 damage. Reîncarc și intru din nou pe ST2, de această dată îmi dă damage. Dau și eu două dinguri aici în el. Îi dau un prim shot și cu al doilea l-am și scos. Din nou mă relochez, mă uit pe minimap și văd în zona de aici, zona vulnerabilă. De la heavy văd acolo că au căzut tot și mă reîntorc în spate să văd cine face push aici. De data asta 277 intrase deja pe culoar. Încerc să-i dau VZ-ului suport și îl prind în plin lateral pe 277, care
n-are nicio șansă. Aici, în punctul ăsta, de fiecare dată când joc cu Heavy, dobor acești doi palmieri înspre interiorul culoarului din dreapta. Culoarul ăla, dacă ai acești doi copaci dărâmați acolo, îți oferă un double bush foarte binevenit. Și cam de fiecare dată când joc aici, pe colțul ăsta, mă folosesc de acești doi copaci. În spate, din nou, Jag Tiger-ul, am urmărit, a tras acolo, nu m-a nimerit, mi-a dat ding și în momentul ăsta îl pedepsesc eu pentru treaba asta. Oare și Vezeu aici, îl scoate Manticorele, Manticorele care a avut un rol foarte important în meci. Pot să zic că pe flancul ăsta Manticore a făcut jocul. Încerc să mă duc după el, dar fuge Manticorul. Fuge și în momentul de față văd că urcă FV-ul aici, înspre mine. FV-ul deja știa de existența mea aici. Aici am făcut una din greșeli, pentru că n-am încărcat complet clipul. Am fugit după Manticore acolo cu scopul că dintr-un shot îl scot. Nu am mai dat reload și nu am încărcat caseta complet. În momentul ăsta am luat o lovitură de la FV, o lovitură care mă putea scoate din joc. Am încărcat și intru pe FV. Asta trebuia să se întâmple din prima, să scot fără nicio problemă, doar că nu am dat reload acolo. Cred că asta a fost una din greșelile pe care am făcut-o acolo și m-a costat. În momentul de față urmăresc Manticorele, am crezut că a coborât jos, dar surpriză, o să vedeți, Manticorele nu a coborât jos, Manticorele s-a relocat în momentul ce m-a văzut că m-am bătut cu FV-ul și intră pe centru aici și mă scoate din start. Își continuă drumul, de partea cealaltă heavy, mediile noastre de pe bază nu și-au făcut acolo treaba cum se cuvine. Au stat cam mult pe camp acolo, așteptând să înainteze spre ei un TVP care era destul de în spate situat. Avem aici T62A care încearcă să descoperă acolo TVP-ul. TVP-ul nostru la snipe aici, nevăzând nimic, deci pur și simplu mediile au stat acolo fără reacție la bătaia propriu-zisă care s-a dus aici în zona heavy-lor, în zona unde am fost și eu. Dacă aveam acolo un suport din partea TVP-ului care era autoload, cu siguranță lucrurile stăteau altfel. Și aici RHM-ul se bate cu Manticore. Light versus light aici. Cele două medii încă rămân pe bază. Încă rămân pe bază, neatente niciunul dintre ele la minimap și la câte tancuri mai sunt în luptă. Rămân în continuare pe bază, deși mai este o artilerie și Manticore. Ar putea să plece amândoi grupați pentru că sunt one shot. Dar alege T62A să plece pe flancul stâng și TVP-ul să vină să dea oarecum suport RHM-ului, care RHM-ul își face treaba aici, se duce și ia cu asalt baza dinamică. Moment în care pe flancul celălalt T62A găsește artileria, deci ar fi trebuit să o scoată fără probleme, artileria încă reușește să-i tragă un shot T62-ului. Aproape că l-a scos din luptă și în momentul de față meciul practic este câștigat, rămânând 3 tancuri versus Manticore, care, după cum vedeți, Manticore n-a mai ales să lupte, s-a scufundat și în felul acesta am câștigat meciul. Un 6700 damage. Zic eu că s-a desfășurat jocul destul de interesant acolo. Cam asta e și statistica. Eu am fost Cristi Cagula, pe data viitoare. Salutare!